E ultima emisiune prima oră din acest an. Ne vedem deja în 2023, dar am ținut neapărat să fim alături de dumneavoastră și în această dimineață. Și mai mult decât atât, suntem tare curioși cum vine acest 2023, pentru că trebuie să recunoaștem, 2022 ne-a dat mari bătăi de cap și în continuare simțim pe propria piele și trăim toate momentele din 2022. Sper să nu le ducem în 2023, dar deja citim în stele. E, de data asta să știți că nu vă zic eu horoscopul zilei, am alături de noi un expert adevărat, e doamna Lucia Palii. O salut cu mare drag, bună dimineața! Bună dimineața, Lili! A trecut ceva vreme, nu ne-am văzut de mult timp și am găsit momentul potrivit să ne bucurați, poate, și să ne spuneți cu ce vine 2023. Vine cu anul iepurelui negru de apă. Este zodia pozitivă, totdeauna se consideră că anul iepurelui este unul foarte norocos pentru toate ocupațiile, inclusiv și pentru comerț, pentru industria alimentară, pentru agrarieni, toți cei care vor să-și cumpere casă, de exemplu, să amenajeze, care se ocupă cu design, cu înfrumusețare, este un an foarte bun pentru această ocupație și, evident, că se consideră foarte fertil. Iepurile. Da, evident că iepurile, dacă să facem analogie cu viața iepurașului din lumea animalelor, evident că acolo ei sunt totdeauna foarte simpatici, carismatici și țin foarte mult la familia lor. Da. Din cauza asta și se consideră și anul trebuie să fie foarte pozitiv, orientat înspre familie, înspre oamenii dragi și înspre prosperare. Copiii din anul iepurilor totdeauna una vor să-și realizeze talentele. Adică ei sunt și cu plasticitatea deosebită și cu un gust estetic și, într-adevăr, Pire au artistice. Și un comportament foarte frumos în societate. Partea problematică al acestui an, în 2023, totuși din punctul de vedere a astrologiei vietnameze, este anul pisicii negre. Și noi știm că pisica neagră totdeauna este asociată cu magia. Magia nu totdeauna este doar de rău. Doar avem și magie albă și magie mai problematică. Să considerăm că în acest an este pisica neagră orientată înspre magie albă. Mi-a plăcut mai mult iepurile, doamna. Nu putem să spunem că suntem în perioadă ideală, pentru că am avut anul trecut anul tigrului negru de apă. Asta și v-a arătat că era greu 2022, pentru că din toate punctele de vedere sigur, a fost analogia anului 1962, când am avut criza din Caraibe și tot așa era un pas spre a se începe un mare război și foarte bine că a durat doar două luni și, nu și în cazul ăsta destrămat. Acum avem cu totul altă situație, pentru că după anul 2020 s-a început anularea totală a energiilor după ce s-au unit acele mari planete despre care s-a vorbit în anii 2020-2021, anume acelea și-au format și combinația pentru COVID. Data precedentă când au fost aceleași combinații au fost în 1982-83, când am avut primele informații despre SIDA și noi știm că și atunci a fost o criză economică destul de gravă, că pe bursele de valori, pe bursurile de mărfuri a fost o cădere esențială, dar oamenii care s-au născut în anii 82-83 sunt deja foarte înțelepți. Ei copilării au avut o destul de problematică, cum o au și copiii care s-au născut în anii 2020-2021. Uite, băiatul meu plin COVID s-a născut. Da, dar ei sunt asta mai rezistenți. Ei pe copilărie, da, trebuie foarte atent, pentru că ei vor dori să-și testeze calitățile corpului fizic. Vor dori să fie îndăretnici în centrul atenției și, pe de o parte, este bine, pentru că au fost anul bivolului, anul tigrului și noi știm că acești ani sunt cu energia biovitală superioară. Deci, de obicei, combinațiile acestea care sunt din planete majore ne dau persoane foarte puternice, dar perioada în jurul Pământului cu efect asupra societății este destul de problematică. În 2023, ce zic astrele? Pe plan internațional, pe plan local, se vor mai liniști apele? Pentru că prima întrebare care v-a adresat-o băieții, se termină războiul? Se arată ceva în stele la acest capitol? Păi mai durează combinația aceasta care trebuie să dea conflicte militare în jurul lumii și mai mult ele sunt în dezvoltare
în spațiul post-sovietic și în această cauză noi trebuie să avem grijă ce facem și noi în Moldova, pentru că suntem în nemijlocită apropiere și în interesele Federației Ruse, dar din punctul de vedere a horoscopului ucrainean și horoscopului a Republicii Moldova, se vede o diferență, că la ei acest conflict este exact pe teritoriul țării și cu efect asupra imaginii, asupra informației pe care ei o lansează, o redau în lume, în exterior. În Moldova este mai mult în domeniul economic. Ce trăim, de fapt, ce înseamnă deja bani, tot ce înseamnă avere, crize, reorientarea asta, acumulării averilor, a investițiilor și în direcția banilor de ocazie. Din cauza aceasta este posibil, dacă se dezvoltă un exces, care e posibil să fie încă între anii 2024-2025, mai este următoarea etapă și ultima, eu sper că finală deja să fie între 2025-2026. Atunci se mai liniștesc apele deja. Pentru că atunci este un efect mai esențial asupra Federației Rusie. Dar până atunci efectul este mai mult în direcția Moldovei și a Ucrainei și a celorlalte republici foste sovietice care și-au declarat independența în primăvara și vara anului 91. Deci aici sunt niște combinații care se văd foarte bine. Și deocamdată nu e nicio ameliorare a stării de... Nu poate fi ameliorarea zona așa de rapidă, pentru că totdeauna când aceste planete superioare trec din zodia Capricorn în zodia Vărsător și în anul 2023 va trece și planeta Pluto pentru două luni și în 2024 va trece definitiv în zodia, în zodia Vărsător, totdeauna se întâmplă niște evenimente mai esențiale în societate, de exemplu, cum a fost 250 și ceva de ani în urmă, când așa este rotația planetei Pluto, a fost între anii 1777-1797, când a fost răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, dacă ne amintim istoria. A fost răscoala lui Emilian Pugaciov și totdeauna era lupta pentru libertăți sociale, pentru ameliorarea vieții oamenilor simple. Am înțeles. Când oamenii se adună, se cumva și cu aceleași scopuri și încep să lupte pentru interesele lor și sunt niște interese destul de calitative, pașnice. Deci aduce ameliorare, de obicei, în viața oamenilor. Colegii mei de regie sunt curioși și noi suntem curioși, mai ales că avem și puțin timp la dispoziție, dar vrem, dacă putem, să trecem repejor prin toate zodiile, o caracteristică generală, o propoziție pentru fiecare, ca să vedem cum pășim în 2023. Începem cu Berbec, da? Așa efectul pentru fiecare zodie este că Jupiter totuși a trecut deja de câteva zile în zodia Berbec, deci toate semnele din zodia Foc au un noroc esențial, pentru că Jupiter tot este planetă de foc. Zodia Berbec este una pozitivă, optimistă. Eugen, auzi? Deci nativii care s-au născut în zodia Berbec, leu și săgetător, ei sunt în centru atenției toată primăvara. Opa. După data de 20 mai, Jupiterul trece deja în zodia Taur și toate persoanele care s-au născut în zodiile de pământ, tot așa, vor fi în centru atenției, vor fi norocoși, dar acolo energiile sunt mai stăpânite, mai conservatoare, când este dorința de a ameliora spațiul în care ei se găsesc. Pentru, este o perioadă foarte bună pentru acumularea averii, pentru înfrumusețare în casa proprie și toate ocupațiile conservatoare, ca de exemplu, administrare, ca management, de exemplu, pentru că noi știm că nativii din zodia Taur sunt niște conducători excelenți. Ei pot fi și mărinimoși și foarte atenți și totodată și foarte detaliați ca să fie ordine generală. Deci avem combinații norocoase și pentru zodiile de aer și pentru zodiile de apă, dar mai mult pentru acei care sunt chiar sub efectul lui Jupiter. Saturnul tot trece pe data de 7 martie în zodia Pești pentru 3 ani și noi știm că această planetă totdeauna aduce purificare, deci zodiile care sunt aferente peștelor, adică zodia Pești, zodia Rac și zodia Scorpion, ei vor fi mai disciplinați, adică mai concentrați înspre rezultat, pentru că noi știm că zodia Pești înseamnă idealizare, înseamnă idei, valori spirituale și Saturnul face ordine acolo și nu doar pentru acești nativi, este efect și pentru celelalte zodii, pentru că oamenii caută acum
răspunsuri și ei răspunsurile le găsesc. No, dar acele răspunsuri nu totdeauna pe noi ne aranjează. Oh, cu siguranță. Deci este efect dublu pentru persoanele care au voință, care sunt cu încrederea că ei sunt optimiști, că neapărat o să treacă de toate problemele. Aceste persoane vor rezista și vor merge înainte, dar totuși de multe ori Saturnul, când vine în zodia Pești, aduce depresie, aduce careva conflict interior cu sine, nedorința de a face ceva, că cu așa senzație că totul este ratat. Deci este foarte important să știm că avem efect dublu în acest an. Sunt persoane foarte norocoase care se vor bucura de viață, care se vor relaxa, vor călători, vor câștiga bani, și avem și o parte socială care va fi mai necăjită. Balanța mai în care e dintre extreme e? Mă scuzați că vă întrerup eu. Balanța este zodie de aer, deci va fi mai norocoasă în primele patru luni ale anului. Foc la ghete în primele patru luni. Venus, foc la ghete. Planeta balanței va fi totuși retrograd vara, deci vor fi istorie în trecut, dar oricum Jupiterul este în locul parteneriatelor, în locul averii și din cauza aceasta vor avea foarte mult de lucru. Pentru care bine. Zodii mai, te mai interesează? Băieți, cine zodie? Lenuța, noastră, e Capricorn. Pentru Capricorn, ca și pentru Scorpion, este o perioadă de testare și de transformare. Aha. Pentru că avem niște combinații așa mai structurate, mai logice, dacă să spunem chiar militare, când vor trebui să-și arate profesionalismul la locul de muncă, dar în emoții, sentimente, acolo sunt furtuni. Deci nu trebuie tare analizate. Sunt niște schimbări destul de esențiale pentru vărsători, pentru că vărsătorii totuși au avut Saturnul în ospeție ultimii 2 ani jumate și mulți au căzut așa într-un fel de pesimism, că viața nu este așa de norocoasă și fericită pentru toată lumea. Deja Saturnul pleacă în zodia următoare, care înseamnă banilor, și deci vor avea nevoie să fie mai economi, să structureze totuși cheltuielile și veniturile, evident, și dar în viața personală Venus le va aduce și lor și istorii din trecut și istorii din dragoste. Aha, și ne mai spuneți gemeni, că mai avem și gemeni pe aici. Gemeni, această combinație norocoasă nimerește exact în locul parteneriatelor și în această cauză este chiar recomandat să facă ceva în ansamblu, în comun cu persoanele care sunt cu aceleași idei și aceleași valori. Banii vin, fortuna este și în drumuri, doar trebuie mai multă atenție față de imaginea proprie, față de informația care este lansată în societate, pentru că aici e posibil să fie un pic de ghinion. Și dacă e să o concluzionăm, anul ăsta se descurcă bine oamenii ambițioși, pozitivi, energici, care muncesc, care nu lasă mâinile în jos și care se vor câștiga bani mai ușor, dar noi trebuie să știm că urmează după asta 2024, care este iarăși un an destul de încordat. Avem acolo niște situații mai complicate ca în 2023. Da, știți, o să ne gândim la anul deja. Avem așa o ameliorare care poate să ne dea ca o pauză de recreere. Da. Și din cauza aceasta noi trebuie să fiecare zi, fiecare săptămână să o folosim cât mai eficient ca să avem totuși o rezervă și de dispoziție bună și de bani resurse financiare, anul următor. Aha. 2023, bunicel, în 2024 o să mai vorbim. Eu vă mulțumesc că ați venit în această dimineață și vă doresc din suflet un an nou fericit, liniștit, să fie pace, să fie bine și să ne întâlnim doar cu noutăți frumoase. Desigur, le găsim totdeauna. Da, și cine are mai multe întrebări, puteți să o găsiți pe doamna Pali. Primul lucru care l-a venit, a spus că poți să vezi ce ascendent ești chiar după forma nasului, da? Nu doar nasul, fața, fizionomia, ochii și tot așa. Adică munca dumneavoastră este extraordinară, excepțională și într-adevăr vă mulțumim pentru aceste. Eu le-am luat drept noutăți bune pentru 2023. Informația este foarte multă, doar că timpul este așa mai rezervat. Așa e, cu siguranță. Așa că ne vedem și altă dată. Cu mare drag.